Suntem împotriva distrugerii sistemului feroviar din România, pentru faptul că statul român vrea numai patroni străini și muncitori români de care să-și bată joc patronii străini. Protestăm împotriva faptului că acum, când este anul căilor ferate europene, anul 2021, statul român se gândește să distrugă sistemul feroviar din România. Mai mult de atâta, dorește ca CFR Călători să suporte transportul social. Nu-i plătește prestația reală. Îl face de 5 ani de zile, de când a apărut autoritatea de reformă feroviară, pierderi nejustificate, forța, pentru că statul român controlează veniturile și cheltuielile lui CFR Călători, nu-i plătește prestația, îl vrea pe pierderi pentru ca să nu poată să achiziționeze. Ca să-l vândă, vor să vândă. Și CFR Călători, și CFR Marfă. În momentul de față sunt trenuri vechi și au existat fonduri europene, trebuia la 1 ianuarie 2021 să avem o treime din trenuri noi și alte două treimi pe proiecte, pe fonduri europene, pe proiectele 2021-2027 și pe PNRR. Dar statul român nu vrea ca românii să aibă și ei condiții de călătorie ca în Uniunea Europeană. Vrea să circule cu trenuri vechi, cu viteze mici, nu vrea să investească în transportul feroviar. După Revoluție și până în prezent, mai puțin de 10% din fondurile alocate Ministerului Transportului a venit pe transportul feroviar și peste 90% pe transportul rutier. Cu toate aveați speranțe de la acest guvern când s-a instalat, că v-ați schimbat lucrurile pentru noastră? Aveam speranțe, ținând cont de faptul că acest guvern are fondurile europene pe care le pierde. Pierde fondurile europene pe perioada 2014-2020. S-a dat și 3 ani de grație. Sindicatele au venit cu propuneri pentru a achiziționa materialul în care se poate achiziționa în 3 ani. Nu fac nimic, au înființat o autoritate de reformă feroviară care ține CFR Călători pe pierdere ca să nu poată să acceseze CFR Călători fondurile europene prin care serviciu de caiete și caiete de sarcini și proiecte făcute pentru fondurile europene, dar dacă ține pe pierdere nu poate să acceseze fondurile europene, iar autoritatea de reformă feroviară nu face altceva decât să distrugă calea ferată din România. Deci guvernul distruge statul, asta e misiunea. Că acum, în anul 2021, anul celor ferate europene, trebuia să avem legea privind statutul personalului feroviar în funcție, dar acest guvern s-a gândit el că ar fi mai bine să proroce termenul. Era o strategie de resursă umană. La ora actuală avem lipsă de personal, dar statul român vrea să ne țină pe pierderi ca să și vrea concedieri colective. Primul ministru a ieșit.